Salutare oameni buni și bine v-am găsit la Snapchatul 22W46A! Sunt eu, Colpir, în caz de nu v-ați dat seama, și, <laughs> după cum bine vedeți, oameni buni, în Minecraft s-a adăugat capul de piglin. Oh, da! Dar o să vorbim puțin mai încolo despre el, o să vă zic exact cum puteți să-l obțineți, ce face, care este treaba cu el și toate nebunile astea, dar voi trebuie să lăsați un like la acest videoclip dacă vă plac videoclipurile informative, un subscribe ar fi incredibil de... ar fi genial, pentru că vreau să ajung la 250.000 de subscriber până la sfârșitul anului și numai cu ajutorul vostru pot să ajung acolo. Și da, hai să vedem ce schimbări s-au mai făcut în acest snapshot. O să începem cu cea mai plictisitoare și o facem foarte, foarte rapid ca să terminăm repede. Ei bine, inventarul. Mm, wow, în sfârșit, data trecută o zis că A, nu, nu mai schimbăm nimic la inventar. Ei, da, bine, o schimbat ceva la inventar. O mai făcut aici la ordine, la redstone, o mai schimbat puțin ordinea. au mai pus câteva chestii. Uite, de exemplu, nu erau railurile, nu erau minecarturile, nu erau chestiile astea. Uite, dacă luăm minecartul, vedem că aparține la redstone blocks și la tools and utilities. Acolo erau aceste minecarturi și aceste railuri. Erau la tools and utilities, adică aici. Ei bine, acum le-au adăugat în zona asta de redstone. O mai poziționat astea puțin mai diferit, dar știam că pistonul era puțin mai sus, arăta mai bine în orice caz. Asta e tot ce s-a schimbat aici. V-am zis că mă mișc repede. Dar oameni buni, dacă vă mai amintiți, în ultimul snapshot au fost adăugate aceste două blocuri noi de bambus și, dacă v-ați uitat, ați văzut că textura de sus a blocului ăsta verde era identică cu textura acestui bloc de stript bambus. Și acum, după cum bine vedeți, avem o textură nouă, verzuie, fix cum ar trebui să fie. <laughs> Trebuia să fie așa de la început, dar whatever. Important e că ne-au ascultat cei de la Minecraft și au schimbat textura de la bambusul ăsta verde și acum practic avem uh, avem încă o textură în plus. That's that's very nice. I really really like it. Uitați-vă puțin cum arată. Plancurile de bambus acum o fost puțin modificate să se alinieze perfect cu cealalte plancuri. Exact. Uitați-vă puțin, dacă punem plancurile astea, vedem că toate au această linie unde trebuie. Aparent, bambusul era puțin mai diferit construit aici, a făcută textura puțin mai diferit, adică probabil era cu un pixel mai sus sau un pixel mai jos. Ideea este că nu se alinia cum trebuie și acum o schimba puțin textura să fie aliniat cum trebuie. That, that's very cool. Și ca să demonstreze cei de la Minecraft că chiar ne ascultă, au mai modificat o chestie, la bookshelf-ul ăsta numit exact. Avem o schimbare foarte, foarte bună pe care cred că și-o dorit-o toată lumea de la început când au văzut acest bloc. Ei bine, oameni buni, fiți atenți ce pot să fac în momentul de față. Mă duc aici și pun o carte. Wow, înainte era fix la fel, nu? Corect? Corect, bun. Dar acum vreau să pun o carte în mijloc aici, pe raftul de jos. What? What? This is crazy. This is very, very crazy. What? Iar acum vreau să pun o carte acolo, pe raftul de sus în colț. Oh, uh, ce? Du-te, bă, culpier, nu poți să crede e adevărat asta? Ești pe un datapack? Nu, nu sunt pe un datapack. Sunt pe Snapchat-ul 22W46A. Nu uitați să lăsați un subscribe. Ok, bun, oameni buni. Acum putem să facem această chestie. Și uite ce frumos putem să decorăm aceste... Bookshelf for Chiseled. Mi se pare absolut incredibil. Și fiți atenți, o chestie foarte, foarte interesantă. Dacă vreți să scoateți cartea, nu puteți să o scoateți cu o carte în mână. Ar trebui să aveți mâna goală și să scoateți cartea pe care o vreți. De exemplu, vreau să scot cartea asta, pot să o scot și bam, am luat-o. Pot să scot cartea asta? Sigur, să scot cartea asta? Sigur, nu e nicio problemă. Deci dacă pui cursorul pe cartea respectivă, poți să iei cartea. Easy peasy, lemon squeezy. Și uite, de exemplu, dacă era un book and quill și acum iau book and o să-mi dea book and pentru că, da, that's easy. Dar fiți atenți la chestia asta, o schimba, pă, schimbarea asta e, 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 șmecheră. E șmecheră pentru că atunci când pui cărțile astea, ați auzit sunetul, da? Acum hai să punem cărți înceantate într-un bookshelf din ăsta. Hey, baby, let's go! Ați văzut? Ați auzit? Oh my god! Are un sunet special atunci când pui o carte enchantată, ceea ce mi se... Stai că am rămas fără voce deodată, what the hell? Voiam să zic că mi se pare foarte, foarte mișto și incredibil că au băgat această chestie în Minecraft și acum poate vă întrebați colpir, dar care e faza cu redstone-ul? Că acum presupun că e puțin mai diferit cum o să interacționeze cu redstone-ul. Da, e... Chiar e puțin mai diferit. Hai să intrăm în laborator. Deci avem aici un chiseled bookshelf. Ei bine, dacă vreau să pun, nu știu, o carte în ultimul slot al acestui bookshelf, o să vedeți că se activează toate aceste uh, lămpi. Da? Uitați-vă puțin. Bam! Easy peasy le squeeze. Acum vreau să scot această carte. O să vedeți că o să rămână toate aprinse. Exact, pentru că uh, practic comparatorul ăsta reține ultima carte cu care o interacționat blocul ăsta, bookshelf-ul. Ei bine, acum să zicem că punem pe 3, o să vedem că o să fie doar 3 lămpi, da? Și dacă scoatem acest 3, bineînțeles o să rămână în continuare 3 până când interacționează cu un alt bloc, adică cu 4 să zicem, da? După vreau 5 și după să zicem că vreau 1. Ce se întâmplă dacă punem 1? bineînțeles, e, cartea cu care au interacționat ultima dată, 1. Deci cam așa o să funcționeze acum bookshelf-ul ăsta. Și da, nu, nu, deci cred, cre că se pot face chestii interesante, sincer. Mulțumim, Mojan, că ne ascultați și că faceți tot ce vrem noi, dar mai vrem și chestii noi în 1.20, dacă e să vă mă întrebați pe mine. Adică, bine, hai că bookshelf am înțeles, bambus am înțeles, capul de piglin imediat vă spun despre el, dar totuși, nu mai adăugăm și noi ceva nou în 1.20 sau lăsăm așa totul să fie plictisitor ca înainte? Ok, bine. Presupun că nu numai eu gândesc așa. Vrem și vreți și voi ceva nou în 20, nu? Da, da, și eu, și eu, și eu vreau. Poate primim ceva nou de Crăciun, cine știe. Oameni buni, schimbările pe care le-ați văzut până acum o să fie adăugate în Minecraft 1.20. Bine, mai puțin aia cu inventarul. În 1.19.3 o să vedeți următoarea schimbare. Va trebui să mergem în Nether pentru chestia asta să vă arăt și capul de piglin Imediat o să vă prezint și toate nebunile astea, dar ăsta o să fie în 1.19.3. La fel cum o să fie și următoarea schimbare din Nether. Am ajuns în Nether. Wow! This place is very, very beautiful. Oameni buni, hai să vă explic o chestie. Dacă vă mai amintiți, există acești mobi în joc. Endermanul, scheletul și Wither Skeletonul. Ei bine, după cum bine știți, ăștia doi cel puțin se spaunează în fortărețile de Nether, of course, și înainte se spaunau la Light level 11. Ei bine, acum, dacă Blight levelul este 11, cum este pe aici, de exemplu, nu au nicio șansă să se spauneze. Trebuie să fie mult mai întuneric ca să se spauneze acești gușteri. Toți, toți ăștia pe care vi-am prezentat. Endermanul, Wither Skeletonul și Skeletonul. Adică ei se spaunează acum la nivelul 7 de lumină. Exact. Ce înseamnă chestia asta? De ce au făcut chestia asta, poate vă întrebați. Chestia asta am prezentat-o acum ceva timp, dacă vă mai amintiți. Acum snapshot-urile trec. Dacă sunteți experți în ferme pe Minecraft, știți că există anumite ferme în care poți să faci niște portale de-astea foarte, foarte lungi, foarte mari, care practic spaunau monștri direct în portale. Ei, acum nu se mai poate face această chestie pentru că portalul emite lumină destul de multă, mai exact 11 dacă nu mă înșel. Asta înseamnă că nu se mai poate spauna niciun Wither Skeleton în portal ca să-l teleportezi, să faci fermă, să faci nebunel și La fel enderman la fel scheletul. Deci nu se mai pot spauna în portal să fie teleportați după să se facă ferma aia șmecheră. Deci cam asta este schimbarea. Acum, cei de la Minecraft au zis că nu este bătută în cuie această schimbare și posibil să o schimbe, dar asta e în funcție de feedback nostru. Iar acum, hai să ne uităm la prietenii noștri piglini. Wow! Oh, oh, sunt și eu unul de-a vostru, băieței! Salut, salut! care treaba? Ce mai faceți? Aha. Bun, hai să vedem un survival. Ne atacă? Au, oh, da, ne atacă! Ok, bun. Deci nu funcționează așa, în caz de vă întrebați. Colbir, dar dacă spui că capul asta de piglin te mai atacă piglinii, da, ați văzut ce bătaie mi-o dată, aparent nu pot să fiu porca ca ei. Habar n-am, poate trebuie să mă dau cu parfum de porc sau ceva de genul. Acum poate vă întrebați, Colpir, dar cum faci rost de un cap de piglin? Păi, <laughs> cum faci rost de orice cap în Minecraft? În primul rând, trebuie să obții un, un, un gușter din ăsta, un, un creeper charged. Și după să te pui pe survival, să lași să explodeze, după te pui pe creativ dar ar fi trebuit să-l omoare pe ăsta, dar nu vreau să-l omoare, that's great. Așa că o să mai spawnăm încă un creeper din asta, o să vă pup pe survival, o să aștept să explodeze. O, poie așa, țapă, țapă, țapă și uitați-vă că în sfârșit l-a omorât, asta e ideea. Deci, un charged creeper trebuie să vină să omoare un piglin și atunci o să obținem acest cap de piglin puțin cam complicat. S-ar putea să fie ăsta cel mai greu cap din Minecraft de obținut. Adică, wow, ok, am o să săgeată în cap. Da. <laughs> Și dacă vă întrebați, oare este mai ușor să aducem un piglin în overworld și acolo să-l explodeze creeperul? nu știu ce să zic, pentru că piglinul, dacă îl punem în overworld, se transformă în zombie fight piglin peste 2-3 minute. Deci nu știu dacă e cea mai bună variantă. Cred că cea mai bună variantă ar fi să aduci un charged creeper în nether și să explodeze un gușter din ăsta. Ah, doamne, sincer, mi se pare destul de greu să obții acest cap, dar uitați-vă puțin cum se mișcă urechile alea, n-ai cum să nu vrei acest cap în Minecraft. Dar hai oameni buni să vă arăt mult mai bine cum arată acest cap de piglin. După cum bine vedeți, are urechiușile astea și dar nu se mișcă aceste urechiuși. Dar vreți să vă arăt că pot să le mișc dacă vreau? E bine, da, boys, dacă vii aici cu un lever și îl activez, este fix ca la oul, ca la capul de dragon. Știți că poți să faci chestii și cu capul de dragon și să dea din cap. Nu dă din cap că nu este rocker, dă din gură, asta voiam să zic. Și aparent A, așa, bun, bun, bun. Dă din gură. Exact. niam, nam nam niam exact. Și ăsta dă din uh, urechi. Da, să știți că oricum capul acesta este puțin mai mare față de un cap de creeper, de exemplu, pentru că este puțin mai 3D, adică, uitați-vă puțin, are botul ăsta, este puțin mai lat, după cum bine vedeți, și bineînțeles are urechiușile, cum ar fi să aibă creeperii urechi? Hmm, interesant. Dar da, foarte, foarte interesant acest cap, dar nu am terminat, oameni buni, cu noutățile. Noutățile nu se opresc aici. Sunteți pregătiți să vedeți, bă, de deci ce de la Minecraft sunt genial. O adăugat cea mai șmecheră, cel mai șmecher prank pe care poți să-l faci în 1.19.3. Fiți atenți că asta este o schimbare de 1.19.3. Asta cu capul de piglin și următoarea pe care urmează să vă arăt acum. Oameni buni, în acest snapshot, dacă pui un cap de mob pe un not, Block. ei bine, acest not block o să scoată sunetul ambiental al acelui mob. Fiți atenți! O să începem cu un exemplu destul de prost. Ei bine, îl avem pe Steve. Steve nu scoate niciun sunet. Dacă pui capul lui Steve pe un not block, din păcate nu scoate niciun sunet. Eu, sincer, aș fi preferat să aud sunetul ăla. U. U, știi, sunetul vechi al lui Steve atunci când își lua damage, ăla, ăla aș fi preferat să-l aud, că e... It's funny, it's funny. Am dat sunetul la maxim, la jukebox și note blocuri și hai să auzim. Oh my god! Exact, oameni buni. Deci, eu zic că în modul acesta... Ah, unde e creeperul? În modul acesta putem să facem cele mai interesante prankuri. <laughs> adică nu știu cât de interesate sunt, dar tot poți să îți speri un prieten pe server făcând o chestie de genul acesta. Adică a mea n-ai cum, toată lumea o simte în, în spatele. Fix în ceafă simt când aud su, ăla gen, "A, unde e creeperul?", știi? Și deodată nu se întâmplă nimica pentru că a fost un prank, bro, a fost doar un prank. Hai să vedem piglinu'. <sus> Ok, și de fiecare dată când activez acest sunet, practic nu o să fie de fiecare dată același sunet. Fiți atenți. Vezi, au fost diferit față de prima dată. Din nou diferit și tot așa. Numai că la zombie mi se pare că de fiecare dată e la fel și la creeper. Da, mă rog, cred că s-ar putea să fie mici modificări, dar nu foarte mari. Bineînțeles că și la Wither Skeleton și la Skeleton. La Skeleton e cel mai... Cel mai chill. De-abia aude. Bun, și avem și capul de dragon care o să scoate sunetul ăsta. Oh my god, man, this is so crazy. Și dacă vreți să vă inervați vreodată un prieten, da tare, gen să le inervați la modul... Bun, puteți să faceți chestia asta. Fiți atenți că sunt un redstone profesionist. Un redstoner profesionist. Ok, gata, nu vă mai învăț prostii, nu vă mai învăț prostii, promit. Ok, deci mie mi se pare că asta e una dintre cele mai care schimbări în acest 1.19.3. Habar n-am când apare, dar trebuie să apară în curând, cel, cel puțin așa cred eu, dar chiar e o schimbare foarte, foarte șmecheră. Și dacă dau click dreapta, nu funcționează, chiar trebuie să fie, asta. e că am și greșit. Aba da, merge și cu click dreapta. Avem o comandă nouă în Minecraft. Practic, acum putem să schimbăm biome -um în care ne aflăm. Într-un mod puțin mai ciudat. Avem în felul următor, oameni buni. Deci, comanda fill biome. -um. Ei bine, am luat în punctul de mai în față, de acolo de lângă râu, am luat pur și simplu coordonatele și acum o să iau coordonatele de la punctul acesta. Suntem într-un biome de plains în momentul de față. Dacă vreau să schimb biome-ul ăsta pe care am selectat de la coordonatele astea, o să scriu savana, să zicem că asta ar fi un biome perfect să vedem că se schimbă grasul de jos și după cum bine vedeți, oameni buni, chiar s-a schimbat acest loc ușor. Am schimbat biomul. Chiar dacă eram în Plains, eu am schimbat biomul. Am uitat cum se numește ăla cu gresul ăla gri. A, uite, gata. Mushroom Fields. Hai să vedem. Am schimbat Mushroom Fields. A, da, s-a schimbat doar gresul. Evident că era gres, dar uitați-vă cât de verde este față de uh, plainsul ul normal. Practic, acum putem să schimbăm biomul cu această comandă. Fill biome. Iei coordonatele dintr-un punct, după te duci în alt punct și scrii biomul pe care îl vrei și ai schimbat That. that's crazy. E o comandă foarte, foarte interesantă, sincer. Oameni buni, cam atât au fost pentru acest videoclip. Bă, butelie, dă de aici. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe, să activați clopoțelul cu notificări. Iar YouTube zice că videoclipul ăsta din partea dreaptă o să vă placă la maxim, așa că dați click pe el și uitați-vă. La revedere! Oh my god, o a durat toată lumea să mă vadă, serios, acum? <laughs> mi a dat și o floare, butelie! Hei!